Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o ghicire cu pendulul. În două părți va fi această ghicire care o voi face. În prima parte, voi întreba pendulul pentru trei cazuri speciale care sunt pe societate, pentru a vedea ce răspuns dau pendulul și cărțile pentru niște cazuri de dispariții. Aici fiind vorba despre niște persoane care au dispărut din această lume sau nu s-au găsit nici până acum, ce s-a întâmplat cu aceste persoane și să vedem dacă pendulul dă vreun răspuns în acest sens. Și așadar voi face în două etape. Prima etapă va fi trei cazuri. Unul este din Statele Unite, care este acum, practic, o fetiță dispărută de câteva săptămâni de zile, nu este găsită. Mama cu tatăl adoptiv nu au anunțat dispariția în timp util. Nu spun nimic, ei consideră că nu sunt cu nimic implicați în dispariție. Asta pe scurt, cazul despre care este vorba, despre o fetiță de 11 ani dispărută de acasă. Pe timpul nopții, probabil, dimineața n-au mai găsit-o în camera ei, spune mama, și nu se găsește nimic, se caută și la ora actuală toate statele Unite, să spunem așa, sunt în alertă pentru a căuta această fetiță și chiar a trecut și granița, pentru că fetița este de origine română, din Moldova, mai precis, de peste Prut. Mama fiind moldoveancă de peste Prut, căsătorită în Statele Unite de câțiva ani, stabilită acolo, și fetița a dispărut. Și am să întreb pendulul pentru acest caz, dar mai sunt două cazuri mai speciale care au fost și în țară la noi și nu au fost descoperite. Cazul Elodia, am zis să întreb pendulul ce este cu Elodia, unde s-a întâmplat, dacă mai este în viață sau nu. Și cazul Alexandrei și să vedem dacă mai există vreo speranță, ceva, cazul Caracal. Asta în prima parte. Și în a doua parte, vă invit să vă alegeți un număr de la 1 la 9, gândindu-vă la o dorință, să vedem dacă se îndeplinește. Am zis să vin și cu astfel de ghicire în pendul și pentru dorință, dar și ca să vedem dacă într-adevăr există un răspuns pentru cele trei cazuri care au apărut de-a lungul timpului și la noi în țară și în alte state ale lumii. Am să încep cu cazul cel mai vechi, cazul Elodia, pentru că e cel mai cunoscut de la noi. Probabil toată lumea a auzit de Elodia, de cazul Elodia, în 2007, parcă s-a întâmplat, sau 2000, da? 2007. Haideți să vedem ce spune pendulul. Dacă Elodia mai este în viață, să meargă pe varianta sus în jos. Dacă nu mai este, să meargă pe lateral. Și apoi să vedem și ce răspuns dă, dacă unde se află. Mai este Elodia în viață? Ați văzut cât de repede a plecat pendulul pe nu. Deci nu este în viață. Dar ce puternic, deci nu mai este în viață de mult. Unde este Elodia? Moartă. Arsă. Cu lemne, în lemne. Noaptea. Nu știu ce, aici mi-apare ceva cât de domnești. Hai să ne întrebăm un ceva. Deci, practic, răspunsul este că ar fi, că n-ar mai fi, că ar fi arsă cu lemne.
Este vinovat soțul? Dacă este vinovat soțul, să meargă înainte și înapoi? A plecat prea repede sau am mișcat o mână? Da, este soțul vinovat. Care a fost motivul? Divorțul și iubea. Divorțul și iubirea. Divorțul și iubirea. Ok, haideți să vedem la altă variantă, la varianta a doua, care este mai recentă, cu Alexandra. Mai este în viața Alexandra? Nu. Răspunsul este foarte rapid, a plecat pe nu. Cine a? Cel care este condamnat. Cum s-a întâmplat? La nervi și ca să distrugă dovezi. Deci pentru a distruge dovezi, trebuia să distrugă niște dovezi. Să distrugă dovada. Ea era dovada că ce se întâmpla. Și a trebuit să strigă distrugă dovezi. Cum a distrus dovezile? Arsă. Arsă la cazan. Aici e vorba de un cazan, îmi spune aici. Sau, mă rog, butoi, probabil. Haideți să vedem și cu cazul din Statele Unite. Fetița se cheamă Madalina, se cheamă. Să vedem dacă această fetiță din Statele Unite, Madalina, mai este în viață. Vai, ce tremură bietul, nu mai este în viață, nici copil nevinovat, 11 ani. Ce s-a întâmplat? Cine i-a luat viața? Posibil chiar mama, aici așa mi-apare. Și unde este? Unde o ascunde? Unde ascunde corpul? Pentru că nu ai găsit corpul. Merge. A mers noaptea.
Un lac mare sau mare? Cum a murit? Prin ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? O lovitură. A lovit. Knockout. A lovit-o ca un knockout. Cu lovitura, iată, lovitură puternică. De ce? S-au certat. S-a enervat. Violent. S-a certat violent. Motivul? Biserică, ceva motivă de visă de biserică, noutăți, ceva de a noi ceva. Vrea ceva nou, probabil, să-și noiască ceva și să nu știu ce are cu biserica. Se află adevărul, va recunoaște mama? Da. Da. Deci, astea sunt răspunsurile, bineînțeles, nu e că pot fi realități. Atate, deci, cu alte cuvinte, aceste răspunsuri cu îngăduință, pentru că e un răspuns intuitiv care îl percep cu ajutorul pendulului. Dar acum, haideți să vedem și dacă dorințele care le-a spus, vă invit să vă puneți o dorință de la, pentru fiecare dorință care o aveți, vă puteți alege un număr diferit, deci un număr de la 1 la 9 pentru o dorință. Dacă aveți dorințe diferite, mai multe dorințe, puneți dorință și număr diferit. Hai să încep cu numărul 1. Dorința se îndeplinește. Știți că mesajele care vin la dorință pot veni și cu niște mesaje. Vă adaugă, să zic așa, pendulul vorbește cumva, spune câte ceva. Spunem pentru numărul 1, dacă dorința se îndeplinește, să meargă pe față în spate, dacă nu, să meargă pe lateral. Numărul 1, se îndeplinește dorința. Da, se îndeplinește dorința. Lasă mai mult să sune, lasă mai mult să sune. Ce răspuns? Probabil că atunci când vă sună cineva, răspundeți repede, din prima. Mai lăsa să sune. Ești prea grăbită, prea nerăbdătoare. Haideți să vedem și la numărul 2. Să răspundă pentru și pentru numărul 2. Așadar, haideți să vedem dacă se îndeplinește dorința. Da, se îndeplinește. Vine un răspuns aici care spune și mai vine un răspuns care spune du-te la școală, du-te la școală. Încă mai du-te la școală, încă mai studiază, mai studiază. Poate că trebuie să mai studiați ceva, să vă mai perfecționați sau să mai faceți vreo școală sau poate dacă aveți copii, răspunsul poate are legătură și cu un copil. Glumește. Mai mult, glumește mai mult, trebuie să fii mai glumeață, poate să glumești mai mult.
să fie mai veselă. Haideți să ne dăm numărul 3. Poate da. Poate da. Poate da, da. Poate da sau da. Actualizează ceva, spune aici. Actualizează tu, actualizează tu lumea. Pune tu, poate trebuie să aduci ceva noutăți cuiva. Actualizează-te ca lumea. Poate că trebuie să te aduci la zi cu ceva. Rostul tău este să fii o să fii om. Rostul tău este să fii om. Haideți să vedem și la numărul 4, dacă dorința se îndeplinește. Da. Dar nu uita de celălalt sau de cel care ți-a fost aproape. Haideți să vedem și pentru numărul 5. Dacă cumva spun de două ori același număr, înseamnă că trebuia ceva știut în plus. Numărul 5. Da. Vârsta nu este importantă. Tu decizi ce vrei. Tu decizi ce vrei. Numărul 6. Nu ar trebui să vorbești un timp cu cine nu vorbește cu tine. Numărul 7. Da, răspunsul este da. Din nou, tu învingi. Culmea este că învingi fără să vrei. Lumea este invidioasă, indiferentă
și clevetitoare. Dar degeaba. Lumea este clevetitoare pe tine degeaba, cu alte cuvinte, tu învii și fără să vrei, sau tu ești invidiată și fără să vrei, deci nu ceva de genul acesta. Haideți să ne numărăm 8. Da. Scrie versuri. Învață verbele. Scrie versuri în altă limbă. Învață verbele. Poate că vă place să scrieți. SF-ul. Vă place să scrieți ceva aici? Văd că ceva de scris. SF-ul de scris. Cărți. Versuri. Descrie ceea ce simți. Descrie ceea ce simți în versuri. Sau scrie o carte ce ți imaginezi, ce vezi. Descrie ce vezi, ce simți, ce crezi. Ai grijă noaptea să ardă o lumină. Haideți să vedem și pentru numărul 9. Da, răspunsul este da. Ai. La voi, aici, la numărul 9, s-ar putea să aveți pe cineva care pleacă. Sau ai pe cineva plecat fără lumânare, aprinde o lumânare pentru cei plecați fără lumânare. Ai grijă de tine. Spune aici mesajul. Ai grijă de sănătate. Cam ăsta e răspunsul. Răspunsurile care le văd prin intermediul pendulului, așadar, mesaje intuitive, bineînțeles. Dacă ați rezonat cu ceea ce a răspuns pendulul, înseamnă că poate avea ceva să spună pentru voi. Dacă nu, nu este important. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!